Bună ziua tuturor, noroc bunor tacilor. O zi se pare plină pentru minerit. Trebuie să spunem telespectatorilor de la bun început că suntem solidari cu ce face pădurarul Vasile, minerul de la Minalonea. De ce? Cred că problema sporului de pericol trebuie rezolvată de mințile luminate care conduc complexul energetic Hunedoara. Da, adică Daniel Andronache, care el trebuia să știe exact dacă un act adițional poate sau nu să fie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, de să nu primească un aviz negativ care sună în ideea în care acest act nu poate fi înregistrat deoarece nu respectă legile în vigoare. De asemenea, cred că trebuia să știe acest lucru și domnul Nica Petre, că și el este un om care ar fi trebuit să studieze destul de mult înainte de a semna un act adițional în forma în care el a fost semnată. După pauza publicitară să vă prezint un document din care reiese că acest act adițional nu a fost contestat de absolut nimeni, așa cum s-a vorbit în presa ultimilor zile. În cursul emisiunilor viitoare vom arăta lumii adevărata față a celor care în presă spun tot felul de minciuni. O să vedeți cum anumite înregistrări telefonice cu domnul Florin Bozdoc de la DEVA au fost măzluite și trunchiate pentru a scoate în evidență anumite lucruri. Dar până acolo trebuie să spunem că minerii nu sunt cei care ar trebui să știe cum trebuie să sune un act adițional. De cine trebuie să fie semnat acest act adițional și dacă el trebuie să fie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Până în alta, ei plătesc niște lideri de sindicat, lideri de sindicat care ar trebui să aibă o minimă pregătire. De asemenea, trebuie să acceptăm ideea că cei care conduc complexul energetic Hunedoara, indiferent că se numește Daniel Andronache sau cum s-o numi altul, care probabil într-un viitor foarte apropiat va conduce acest complex, trebuie să ai o pregătire. Atenție, și dacă ei nu au această pregătire când sunt numiți, trebuie să spună că nu vrem să fim numiți, fiindcă nu suntem destul de bine pregătiți, sau dacă nu au această minimă demnitate de a refuza posturi în care nu sunt bine pregătiți, este indicat să se folosească de birourile juridice din complexul energetic Hunedoara, care au un număr destul de mare de juriști. Acum, eu sunt convins că juriștii din companie pe care îi cunosc destul de bine probabil au sugerat celor care conduc destinele mineritului că acest act adițional nu poate fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă și de aici a ajuns această discuție permanentă care, iată, probabil va produce din nou neplăceri în Valea Jiului. Repet, minerii nu sunt cei în măsură care trebuie să cunoască toate chichițele judecătorești, ce înseamnă legea, cum se poate interpreta legea, etc., etc. Din punctul meu de vedere, sunt solidar cu cei care încearcă această acțiune de protest până la urmă și noi vom lua în discuție să fim alături de ei cât de repede posibil, dacă lucrurile nu se vor rezolva. În opinia mea, Daniel Andronache va trebui să semneze în regim de urgență un protocol cu toate sindicatele din Valea Jiului și acest protocol nu mai trebuie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă și astfel să se rezolve problema sporului de pericol. Repet, în opinia mea a fost o cacealma pusă la cale de Daniel Andronache și de Nica Petre, care s-au jucat cu acest spor, să spunem, istoric al minerilor și care trebuie să fie acordat așa cum istoria mineritului în Valea Jiului o spune. TGP, suntem solidari cu pădurarul Vasile, el protestează, așa cum știe, el nu este cel care ar fi trebuit să îl învețe pe Nica și pe Andronache ce trebuie să scrie într-un act adițional ca acesta să poată fi înregistrat. Domnilor, dacă nu sunteți în stare până la urmă să faceți hârtiile în așa fel încât să nu mai avem mișcări de stradă și scandaluri din 2 în 2 ani de zile, că actele adiționale nu sunt înregistrate sau nu sunt respectate, să știți că nu vă obligă nimeni să dețineți anumite funcții. Trebuie să aveți cel puțin bunul simț să încercați să vă sfătuiți cu oameni care să pricep, să cereți păreri înainte de a acționa și astfel lucrurile să intre pe un făgaș normal.
Astăzi vom discuta cu un avocat din Valea Jiului, domnul Claudiu Cornea, dar atenție, nu l-am chemat pe domnul Cornea aici să discutăm despre acest act tradițional. Asta era o, să spun așa, o discuție pe care o aveam în vedere de mai mult timp. Bună ziua, domnule Cornea! Bună ziua! Bun, s-a nimerit acum cu actul adițional. Repet, pentru telespectatori, nu avem în vedere astăzi să discutăm cu domnul avocat, deși s-ar nimeri, să spun așa, despre acest act adițional. Noi ne-am propus să discutăm cu totul și cu totul alte lucruri. Dar o să revenim după pauza publicitară să vă arăt și câteva documente interesante. Ce mai faceți, domnule avocat? Bine, mulțumesc. Chiar mă gândeam acum, auzind ce spui, că într-adevăr am căzut într-un moment nepotrivit la emisiunea ta. Probabil că acesta era subiectul zilei, însă sunt convins că în perioada următoare, mai ales având în vedere faptul că evenimentele se pare că se precipită în acest domeniu, sunt convins că se va discuta foarte mult pe acest subiect. Domnul avocat, fără să intrăm în amănunte, deoarece trebuie să spunem telespectatorilor, dumneavoastră nu sunteți implicat în minerit, ca să spun așa, din calitatea noastră de avocat, da? Deci ați avut, să spun, prea puține cauze care să privească sindicalismul sau complexul energetic Hunedoara, da? Deci v-ați judecat, ați fost avocat în alte cauze de altă natură, probabil. Dar ce credeți, că nu putem trece chiar așa simplu de subiectul ăsta, ce credeți că poate să determine anumiți oameni să meargă cu niște acte făcute așa ala-ndala? Totuși te duci la instituția a statului, da? Deci care este Inspectoratul Teritorial de Muncă? Acum trebuie să spunem că și oamenii acolo au juriști pregătiți, îs pe domeniul ăsta, da? Deci nu se ocupă de, să spun, divorțuri sau pământuri sau alte lucruri, de se ocupă exact de muncă, da? Și de legislația muncii. Să mergi așa pur și simplu cu niște hârtii, după ce bați toba în presă vreo două săptămâni de zile, ca să și atenționezi întreaga țară, apoi te duci cu ele, le pui pe masă și te trezești cu un răspuns negativ. Ce ar fi trebuit oare să facă oamenii de la ITM? Să accepte o ilegalitate sau ce? Care ar fi fost până lor? Eu sunt sigur că cei de la ITM ar fi acceptat orice s-ar fi încadrat în prevederile legale. Sunt oameni care într-adevăr lucrează cu astfel de lucruri și știu cel mai bine dintre toți cei care se lovesc de aceste aspecte ceea ce trebuie să facă. Probabil că e o chestiune de corelare a unor prevederi legale, dar nu văd de ce în perioada imediat următoare această problemă nu s-ar putea rezolva. Bun, răspunsul, și o să vi-l dau cel puțin răspunsul care îl avem noi, care atestă că acest act adițional, repet, nu a fost contestat de absolut nimeni, deci tot ce s-a spus în presă este o minciună care nu o dezvolt acum cu invitatul meu, fiindcă nu de asta l-am chemat aici. Este o minciună pusă la cale de cei din presă și, bineînțeles, de marele lider Nica Petre, iată, care dă din nou cu stângul în dreptul, refuzând probabil alte și alte metode de lucru. Dar se știa, atenție, deci problema este în felul următor, acest act adițional este semnat din partea unei societăți comerciale, că el face parte din contractul colectiv de muncă al unei societăți care nu mai există. Da? Deci este o societate care a fost dizolvată și conform legilor în vigoare, contractul colectiv de muncă, așa spun legile românești, contractul colectiv de muncă de la acea societate care este dizolvată, nu mai există. Deci când o parte din contract pur și simplu a dispărut, contractul nu mai există. Acum, dumneavoastră, ca avocat, cred că trebuie să-mi dați dreptate că în orice speță din lumea asta, la fel este, dacă o parte din contract dispare, mai are contractul valoare? Nu, evident că nu și probabil că acesta este unul din motivele pentru care actul adițional nu a fost acceptat de către cei de la ITM. Însă, privind acest lucru ca un locuitor al Văii Jiului, pur și simplu, care sau a cărui activitate profesională depinde foarte mult de activitatea minieră despre care
acum discutăm. Părerea mea este că, până la urmă, toți cei care activează în acest domeniu ar trebui să-și dea mâna pentru a rezolva toate aceste probleme. Și mă refer aici la sindicate, indiferent de fricțiunile, de contradicțiile care există între ele, de administrația complexului, toți cei care sunt angrenați în acest domeniu ar trebui să lucreze numai și numai în interesul minerilor și a activității miniere. De aceea eu sper ca, indiferent ce discuții ar exista pe această temă, să existe o soluție, o soluție a dialogului pentru ca lucrurile să se rezolve. Cred că, pe de o parte, activitatea minieră trebuie să se bucure de siguranță atât în ceea ce îi privește pe minier, cât și administrația complexului. E important pentru noi toți ca aceste lucruri să meargă bine, ca mineritul să meargă bine în Valea Jiului, și cred că până la urmă aceste lucruri trebuie să ducă la continuarea activității miniere în Valea Jiului. Este un moment dificil pentru noi toți, pentru că se pare lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă în domeniul acesta, și pe de altă parte nici manifestările, știu eu, duse la extrem, nu fac bine Valea Jiului, pentru că știm foarte bine cât a avut de suferit Valea Jiului din punctul este, de real. Cred eu, destul de simplă. În general, minerii nu se supără dacă le spui adevărul în față, când se poate sau nu se poate ceva, da? Dar deja asta a apărut o promisiune care pare, da, neonorată, da? Deci deja este o promisiune care pare neonorată. Până la urmă, nu a obligat pe Nica Petre și Pandronache nimeni din Valea Jiului, atenție, nimeni, să promită că ei vor rezolva problema acestui act adițional, da? Deci nu i-a întrebat nimeni. Puteau să mai amâne, să zic, cu câteva zile sau poate chiar cu o lună semnarea lui. Iar în perioada asta, cred eu, cel puțin în opinia mea, eu cel puțin așa aș fi procedat, ar fi trebuit să te intereseze de toate căile legale să poți obține ceva, da? Dacă nu puteai să ajungi pe o anumită cale, trebuie să încerci alte căi. Ne-am spus-o și repet, cea mai simplă cale este un protocol semnat de toată lumea, care nu mai trebuie nici să la ITM, atenție. Deci protocolul ăsta se poate semna între toate organizațiile sindicale, toți directorii, contabili, șefi, directorii mai mici și mai mari de prin complexul ăsta energetic, care au salarii destul de grase și trebuie să-și, cum să spunem, să-și asume și ei până la urmă responsabilitatea unei semnători, că dacă ar fi vorba de alte lucruri, cu siguranță s-ar implica. Și acest act adițional, pardon, acest protocol nu mai trebuie dus. Exemplu avem, tichetele cadou s-au dat pe protocol, da? Tichetele cadou s-au dat în luna decembrie, de exemplu, pe protocol, de Crăciun s-au dat pe protocol, anul trecut în august s-au dat pe protocol, deci nu a fost pe act adițional. Da, eu revin la ceea ce am spus mai înainte. Sper că va exista maturitate din partea tuturor liderilor de sindicat din Valea Jiului, din partea administrației complexului, să găsească soluții la această problemă, pentru că, pe de o parte, minerii trebuie să-și primească drepturile, și iar pe de altă parte, orice fel de deranj din acesta face rău Valea Jiului. Vom ajunge din nou în situația, sau sper că nu vom ajunge din nou în situația de a asista la greve sau alte astfel de modalități de protest. Eu cred că nici greva foamei, nici un alt fel de un alt tip de astfel de manifestare nu este atât de eficient cum este dialogul. Eu sper ca toți actorii de pe această scenă să găsească o cale a dialogului pentru ca problemele să se rezolve fără a aduce prejudicii de imagine și să aibă drept rezultat rezolvarea problemelor celor care lucrează în minerii.
Bun, legat de câte minutele care noi avem până la pauza publicitară, este clar că Inspectoratul Teritorial de Muncă nu va reveni asupra deciziei de a nu înregistra acest act adițional. Este greu de crezut că se va întâmpla acest lucru, indiferent ce se va face în Valea Jiului. Dar va trebui cu siguranță găsită altă cale, adică dacă cei care au promis, au promis și s-au bazat pe ceva acum, vor trebui să găsească, cred eu, soluțiile să rezolve problema. Astfel nu cred că se poate încheia această discuție. Adică, în opinia mea, dialogul trebuia să aibă loc în de mult. S-a trecut direct la semnare, deși, atenție, eram destul de mulți care eram destul de sceptici că este posibil, care totuși avem o minimă pregătire și în sindicate și în alte domenii. Mă rog, eram destul de sceptici, dar am spus, bă, cine știe, poate se întâmplă să fie înregistrat, era foarte bine pentru toată lumea. Nu a fost înregistrat. Nu trebuia să reacționeze oare conducerea complexului de azi dimineață, da? Să fi chemat lumea la dialog, să spună, băi, frate, hai să găsim o variantă, să vedem ce putem face. Nu știu, din afară, așa, privind ca un neofit în domeniu, ceea ce am considerat că trebuie spus, în principiu am spus, necunoscând mecanismele care funcționează în interiorul complexului, mi-e greu să, și nu-i cunosc de fapt nici pe actorii principali ai acestei activități, mi-e greu să fac speculații, pot doar să sper că nu vom ajunge la soluții extreme. Bun, acum nu putem, adică nu putem previziona nici pentru următoarele ore ce se va întâmpla. Reacția oamenilor poate să fie una destul de rapidă, să spun, față de acest lucru. Repet, cred că astăzi directorul general Andronache ar fi trebuit să aibă o reacție în acest sens, adică să facă o declarație de presă sau să spună anumite lucruri, sau cred că modul cel mai simplu de rezolvare era să fi chemat pe toată lumea la un dialog și să prima dată să explice de ce acesta tradițional n-a fost înregistrat, da? Deci sunt oameni care știu exact de ce acesta tradițional nu a fost înregistrat. Este vorba de Andronache și de Nica, ei știu exact, fiindcă au și primit motivarea, cred, la ora asta celor de la ITM, de ce nu el a fost înregistrat. Și trebuia să găsească sau, mă rog, să propună o discuție pentru zilele următoare, deoarece timpul trebuie să spunem că nu este pierdut, da? Fiindcă acest spor de pericol, cum l-am spus celor de la Livezen, ar fi de intrat în plata din 14 aprilie, da? Din 15 aprilie, pardon. Deci încă ar mai fi timp până la sfârșitul lunii suficient de mult ca să găsești tot felul de soluții. Spuneați de dialog. Acum, din partea cui credeți, fiind din afară, că lipsește dialog? Nu știu, dar cei mai importanți jucători în acest domeniu sunt liderii de sindicat și conducerea complexului. Și mă refer la toți liderii de sindicat. Știu că în complex sunt foarte, foarte multe sindicate. Toți ar trebui să se așeze la aceeași masă împreună cu conducerea complexului și să încerce să rezolve această problemă. Cred că modul în care ei vor ști să comunice cu membrii de sindicat este hotărător în acest sens. Până la urmă, oamenii și-au ales liderii de sindicat pe care i-au dorit și pe care i-au apreciat, fiecare sindicat în parte, și ei sunt cei care vor trebui să le transmită care sunt modalitățile prin care își doresc să rezolve această problemă, fără să ajungem la greve. Repet, nici greva foamei, despre care am auzit mai devreme, nu este o soluție, pentru că nicio grevă a foamei nu va întoarce niște prevederi legale la 180 de grade. Da, o să revenim după pauza publicitară. Repet, am câteva documente pe care doresc să vi le prezint. Sincer, nu vreau să discutăm mai nimic astăzi despre minerit, vreau să discutăm mâine, dar, atenție, cam ce se întâmplă acum
Este și rezultatul, trebuie să spunem, manipulării grosolane din o parte din presa din Valea Jiului. Revenind după pauza publicitară. O să revenim în studio cu Claudiu Cornea. Claudiu, nu te-am întrebat de mult public. Îți pare rău că nu mai deții funcții în primăria Petrășani. Funcții în afara consilierului, că asta e o chestie totuși normală, dar de viceprimar. Să credem că nu mai ai gânduri de mărire în politică? Sigur, nu m-aș mai întoarce în administrație la acest nivel. Cred, nu îmi pare rău. Era momentul pentru mine după 5 ani să fac pasul înapoi spre profesia din care până la urmă voi trăi toată viața. Au fost 5 ani frumoși, 5 ani cu multe realizări, 5 ani pe care nu-i regret deloc, însă am simțit că era momentul să revin în avocatură. Cred că nu poți face o profesie din funcția de viceprimar. De fapt, o astfel de funcție niciodată nu se poate transforma în profesie. Corect, și plus de asta parcă și sună rău, vice, așa primar. Adică primar mai e ceva, dar vice parcă... Nu, să știi că din punctul ăsta de vedere cel mai bine e să fii pe poziția secundă în orice fel de domeniu. Bun, și oricum la noi la român mai era și chestia aia că să nu fii niciodată primul, să nu fii niciodată ultimul. Să nu fii niciodată voluntar, mai multe lucruri de genul ăsta. Acum trebuie să spunem că cei 5 ani de care vorbeai au început, da, în 2007, nu? În 2007, în aprilie, da. Și s-au terminat în 2012. 2007 cu primul mandat scurt de un an al lui Iacob Riții și următorul de 4 ani, da? Bun. Au fost, trebuie să recunoaștem, și 5 ani în care în Petroșan trebuie să spunem că s-au mișcat multe lucruri. De ce crezi că acum se simte așa o încetinire a tot ce a însemnat perioada aia? Mm. Trebuie să o recunoaștem. Au fost asfaltări masive, da? Au fost discuții și apoi au început anumite lucruri prin Poarâng. Centrul... mă rog, impropriu spus, centru vechi, centru nou, centru istoric, centru modern. S-a refăcut tot ce însemna centrul Petroșanului. Am niște prieteni din Tulcea care au trecut odată pe aici și mi-au spus că ei nu înțeleg de ce noi ne plângem. Că Valea Jiului arată bine. Deci chiar a fost un om care se ocupă cu eoliene și a fost de la Urican până la Petrila. Deci nu... să spunem, în afară de anii noastre trebuie să recunoaștem că nu a trecut pe acolo, dar am spus că este o zonă care arată foarte bine, o zonă frumoasă și că n-ar trebui noi să ne plângem și că ar trebui să umblăm mai mult prin țară să vedem că sunt mult mai multe zone care arată extraordinar de rău. Da, este adevărat și nu prea. E o perioadă de așezare, de reașezare a investițiilor în Petroșani și acesta e motivul pentru care probabil unii dintre noi consideră sau unii dintre petroșeneni consideră că lucrurile au mai încetinit. Cei 5 ani despre care vorbeai s-au remarcat prin faptul că la Petroșan s-au derulat foarte multe proiecte pe fonduri europene. Toate aceste investiții, sau marea lor majoritate, au fost derulate pe fonduri europene cu proiecte pregătite în anii 2007-2008, proiecte care au început să se vadă în lucrări începând cu 2009-2010, finalizarea lor având loc la sfârșitul anului 2012
Și în anul 2013, dacă ne referim la ambulatoriul de specialitate, ultimul proiect pe fonduri europene finalizat la Petroșani. În ceea ce privește Parângul, într-adevăr, se vede o stagnare evidentă prin faptul că și reală, datorită faptului că în această perioadă, după anul 2012, la bugetul local, de la guvern nu au mai venit niciun fel de bani destinați acestui proiect. Însă, suntem într-o perioadă în care abia am intrat în noul exercițiu financiar 2014-2020 al Uniunii Europene. Deocamdată guvernul nu a semnat protocolul cu Comisia Europeană, astfel că nu știm exact ce urmează să se finanțeze, ce bani sunt alocați pentru fiecare axă și domeniu. Când vom ști toate aceste lucruri, sunt sigur că Primăria Petroșani deja va fi pregătită cu proiecte pentru a le depune în vederea finanțării și vom vedea cu toții că în anii următori investițiile la Petroșani vor continua. În ceea ce privește celălalt aspect legat de felul în care noi ne plângem sau suntem obișnuiți să ne plângem, într-adevăr, zona... Mai puțin, nu ne plângem numai noi în Valea Jiului. Nu, se plâng, dar... Toți românii. Unii spun că nu am avea motive să o facem. Da, e un fel de-al nostru de a fi, să ne plângem. Este adevărat că Valea Jiului arată, și Petroșanul în special, arată mult mai bine decât marea majoritate a localităților din această țară. Dacă ne gândim la faptul că în România sunt, cred, 319-320 de orașe, iar Petroșaniul este undeva pe locul 52-53 ca număr de locuitori din acest număr de 320. Cred într-adevăr că Petroșaniul este foarte bine situat față de marea majoritate a celorlalte orașe din România. Evident că nu ne-am putea compara cu comunele care sunt într-un regres trist, de fapt. În Valea Jiului, în ultima perioadă, s-au făcut investiții, încă această activitate funcționează, însă există un motiv pentru care ar trebui să ne plângem, nu pentru faptul că, într-adevăr, infrastructura este foarte bună, se văd urmele sau rezultatele unei activități importante, activitatea minieră, ci ar trebui să ne plângem pentru o lipsă de perspectivă. Lipsă de perspectivă dată pe de o parte de regresul activității miniere și iar pe de altă parte de imposibilitatea, cel puțin până în acest moment, de a pune în locul mineritului altceva. Din păcate, turismul până acum nu a reușit să ne aducă locuri de muncă atât de așteptate. Alte activități în zonă nu au apărut. Sunt și eu mă mir, mai ales pentru faptul că cel puțin Petroșaniul, dar și marea majoritate a celorlalte localități din vale, oferă investitorilor condiții foarte bune, nu doar pentru investiția propriu-zisă, dar și în ceea ce privește activitățile adiacente, serviciile. Cred că în vale avem școli foarte bune pentru copiii potențialilor investitori, avem spitale cu medici foarte bune, avem spitale în care se investește, iată la Petroșani un ambulatoriu foarte modern, un spital care are un proiect foarte important de reabilitare și dotare cu echipament. Suntem la 80 de kilometri de autostradă. E surprinzător pentru mine și pentru mulți, mulți dintre petroșeneni de ce către această zonă
nu se îndreaptă atenția investitorilor. E posibil ca una sau unul dintre motive să fie această imagine pe care ne-am creat-o la începutul anilor 90 și de aceea spuneam, ca să fac oarecum o trecere la discuția pe care am avut-o la începutul emisiunii, de aceea este important ca problemele sociale, problemele din minerit să se rezolve exclusiv pe calea dialogului, pentru a nu ne crea deficiențe de imagine și mai mari față de cele pe care deja le avem. Tot timpul auzim în vocea jurii de alternative la minerit. Acum trebuie să abordăm destul de succint, așa să spun, un subiect. Cât de multe locuri de muncă poate să creeze o administrație locală? Adică, ce ar trebui să facă un consiliu local, da, cu primarul în frunte, pentru a crea locuri de muncă? Ideea este că românul încă vede că primăria este cea care trebuie să creeze locuri de muncă, statul este cel care trebuie să creeze locuri de muncă. Bun, majoritatea guvernanților pe programele lor de guvernare își pun că creează nu știu câte milioane de locuri de muncă, dar în același timp trebuie să spunem că statul nu poate să deschidă fabrici, nici primăria nu poate să deschidă fabrici, deci primăria poate să țină o seră, cum este cazul Petroșanului, mai are o societate de termoficare, unde trebuie să spunem că minerii au pierdut 9 milioane de lei la fiecare bon de termoficare, dar asta este alt subiect, probabil o să-l abordez mâine. Poate sau nu o primărie să creeze locuri de muncă în adevăratul sens al cuvântului? Nu, în mod evident nu. Rolul primăriilor nu este acela de a crea locuri de muncă, de altfel nici legislația nu le dă posibilitatea primăriilor să creeze locuri de muncă, însă pot să creeze acel cadru care să transforme unitatea administrativ-teritorială într-un loc favorabil investițiilor, într-o zonă atractivă pentru investitori. Lucru care la Petroșani s-a întâmplat în ultimii ani. Cred că avem în acest moment unul dintre cele mai, sau una dintre cele mai bune infrastructuri rutiere din țară. Într-adevăr, sunt foarte multe, chiar și orașe mari în România, bine, sigur, păstrând proporțiile, care nu se bucură de o infrastructură rutieră atât de bună. Primăriile se pot ocupa de dezvoltarea sau pot investi în învățământ, în sănătate, dar nu pot crea locuri de muncă. Toate aceste investiții care s-au făcut și la Petroșani, s-au făcut și în alte orașe din Valea Jiului, așa cum spuneam, creează atractivitate, astfel încât investitorii să își îndrepte privirea către aceste zone. De ce nu s-a întâmplat în Valea Jiului până acum? Este o enigmă și cred că ar trebui să discutăm noi în Valea Jiului, să discutăm mult mai mult cu privire la acest aspect. Cred că ar trebui să ne, noi cei care nu suntem în domeniul minier, să ne oprim în a mai încerca să salvăm mineritul prin consiliile locale și să-i lăsăm pe cei care se pricep la asta să o facă, împreună cu guvernele României, pentru că doar ei pot să o facă, și să ne gândim mai mult, să ne aplecăm asupra acestor cauze pentru care, iată, la Petroșani nu vin investitori. Zilele trecute citeam despre investițiile care urmează să se deruleze la Sebeș, să le completeze pe cele deja existente, dar și în alte orașe mult mai puțin atractive decât Petroșaniul. E surprinzător că la Petroșani și în Valea Jiului în general investitorii nu vin. Dar vreau, mai avem exact 2 minute până la a doua pauză publicitară, să vă întreb o chestie. Am afișat pe pagina de Facebook aceste emisiuni, Valea Jiului Univers, dar și pe o pagină de satire și umor Sărman Asfalte, o chestie legată de piața agroalimentară Petroșani. Poate nu vă imaginați, dar, atenție, 891 de persoane
afișată ieri, 891 de persoane s-au uitat până acum. Ce este în această notificare, să spun așa, de pe Facebook, o chestie critică primită de pe la telespectatori, cum că aici se întâmplă tot felul de lucruri interesante, de la oameni care vând tot felul de haine șutite, telefoane celulare, mă refer aici la cetățenii romi sau țigani, de ce să nu le spunem, că până la urmă și liderul lor, Maxim, deputatul, scapă acum numele, tot așa le spune. Dar problema cea mai ajutoare este că în piață se pare nu se vând deloc produse românești, în marea lor majoritate sunt importate. Există o reglementare în sensul ăsta în piața Petroșani? Nu, nu există niciun fel de reglementare. Este evident că cei care desfășoară activități comerciale acolo achiziționează produsele de unde li se pare că este mai avantajos pentru dumnealor. Nu trebuie să aibă certificatul ăla de producător sau ceva de genul ăsta? Sau? Cei care sunt producători trebuie să aibă certificat de producător, că de altă parte nu este obligatoriu ca în piață să desfășoare activități comerciale doar cei care au certificat de producător. Foarte important de spus, revenind după pauza publicitară. Da, spuneam în prima parte a emisiunii că o să vă prezint răspunsul primit astăzi de la ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. El este un răspuns semnat de inspector șef inginer Buzdog Adrian Florin și șef birou inginer Retegan Remus. Ce spune acest răspuns? Că, practic, actul adițional la contractul colectiv de muncă semnat de către Nica Petre și Andrunache este nul, adică nu îndeplinește condițiile legale cerute. Dar ce este important, pe ultima parte, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara nu a fost depusă nicio contestație în legătură cu clauza din actul adițional menționat. Da? Deci, cu alte cuvinte, tot ce s-a spus până acum, că vezi, doamne, sindicatul Norobun sau eu sau alte persoane ar fi contestat acesta tradițional, sunt niște minciuni grosolane. Iată dovada, aș putea spune, scrisă, semnată, parafată și asumată, că acesta tradițional nu a fost, repet, contestat de absolut nimeni. El, repet, nu a fost înregistrat deoarece este nul, nu respectă condițiile legale cerute de lege. Că nu respectă aceste condiții, trebuie să întrebați cei care l-au semnat, de ce l-au făcut în forma asta, de ce n-au găsit o altă formă, dacă juriștii au sfătuit într-un fel sau altul, sau, mă rog, ce a determinat să meargă cu un alt, cu un act adițional care nu îndeplinește condițiile legale cerute. La prima vedere, cam aici, iată și actul adițional, da? Exact ce vorbeam și cu domnul avocat, se face referire la contractul colectiv de muncă al SNH-ului, de Societatea Națională cu ILSA Petroșani, societate care nu mai există, este dizolvată, fără lichidare și este și radiată. Deci, repet, un om care n-ați lucrat în minerit sau să aveți spețe în sfera asta, la prima vedere, cum ați putea comenta? La prima vedere, corectă decizia Inspectoratului Teritorial de Muncă, dar asta nu înseamnă că lucrurile se opresc aici, adică nu înseamnă că problema nu se poate rezolva printr-o cerere ulterioară după ce toate prevederile legale sunt respectate. Sunt îndeplinite. Bun, sau, mă rog, găsită o altă cale. Noi am propus protocolul, un protocol care trebuie să fie valabil pe două luni de zile, martie-aprilie, deoarece în 30 aprilie expiră contractul celor de la Termo, Mintia și Paroșeni și deja am putea spune că pe data de 12
Avem acea adresă oficială. Complexul energetic Hunedoara cere deja documentele pentru negociere. Deci acum ce să înțelegem? A fost o grabă pentru a se forța ceva sau se mai putea aștepta câteva zile să se semneze normal și oficial și legal să nu mai fie probleme? Orice soluție ar fi fost bună pentru a reîntâmpina care, sau orice soluție care ar fi preîntâmpinat mișcările de astăzi ar fi fost mult mai bună decât ceea ce s-a întâmplat. Bun. Presa din Vale, presa care nu se documentează și în general nu poate să prezinte documente niciodată, deci scrie după ureche, așa. Se spunea că, vezi, Doamne, nu știu cine ar fi declarat că la nivelul complexului energetic Hunedoara există două contracte colective de muncă valabile, da? Deci iată cine spune acest lucru, însă și complexul energetic Hunedoara, da? Deci complexul energetic Hunedoara recunoaște că la nivelul societății complexului energetic Hunedoara sunt aplicabile două contracte colective de muncă. Unul este pe SC Termoelectrica și unul este pe SNH, încheiat de fostul SNH, da? Cu alte cuvinte, ca să fim bineînțeleși, nici acum complexul energetic Hunedoara nu pricepe legislația, da? Deci această adresă trimisă de către cei de la complex, iar este paralelă de lege, ca să spun așa, deci nu ai cum să ai la unitate două contracte colective de muncă în vigoare, dar există niște legi care trebuie respectate, eu am mai vorbit astăzi cu cineva, deci și se bazează pe actul de fuziune în care spune că complexul energetic Hunedoara va prelua drepturile din acest contract și consideră că, practic, dacă au scris așa într-un proiect de fuziune, contractul este preluat. Dar legea prevede și cu totul și cu totul altceva. Din punctul de vedere a unui avocat, consider că ar trebui pusă mai multă bază pe legislație, pe pregătirea oamenilor care lucrează cu legile în cazurile astea. Nu știu, poate aici avem de a face cu un caz particular. Mi-e greu să mă pronunț asupra lui. Sunt sigur că la nivelul complexului energetic Hunedoara există personal bine calificat în acest domeniu. Sunt juriști de calitate la complex, pe unii dintre ei îi cunosc. Mi-e greu să fac speculații într-un domeniu pe care sau despre care nu cunosc foarte multe, nu știu care sunt prevederile contractului colectiv de muncă, nu știu exact ce s-a întâmplat în momentul fuziunii cu fostul contract. Probabil că fiecare are dreptatea lui, însă acest lucru nu ar trebui să împiedice părțile implicate să ajungă la o soluție favorabilă până la urmă pentru cei care lucrează în mine. Sincer, ce nu am înțeles eu, deși iată că azi mâine am și o oarecare vechime în mineritul ăsta, în Sidicalin și în Valea Jiului, de ce la noi tot timpul se greșește, da? Oamenii trebuie să vină să creeze o presiune și apoi se găsesc tot felul de soluții, să le spunem, ocolitoare, că nu sunt chiar pe lege, că nici acum 2 ani când s-au împărțit tichetele alea cadou, n-a fost nicio lege care să permită împărțirea tichetelor alea cadou. A fost pur și simplu o decizie luată ad hoc. De ce nu se încearcă până la urmă discuțiile din timp? Asta aș vrea să discutăm. Să se prevină, să se explice oameni ce se poate și ce nu se poate. Că la noi a ajuns o chestie, dacă explici nu om anumite lucruri că nu se pot, că nu-ți permite legea, riști să fii învinuit de Ramona Roșulescu, de Nica Petre sau de Andronache, că tu nu vrei. Să ajunge că legea îți arată că nu se poate și o iei de la capăt. Oameni în stradă, scandal și tărăboi. Nu se investește suficient în prevenirea acestor lucruri. Nu știu, dar probabil și presiunea creată de nevoia de a rezolva această problemă foarte, foarte repede
a dus la aceste, la aceste chestiuni, care probabil sunt de strictă interpretare a prevederilor legale și de mici deficiențe la nivel de comunicare între cele două părți implicate. Da, ca să revin asupra acestuia, da, deci cei de la complex, repet, mențin părerea personală, n-au nicio legătură cu legislația fuziune prin absorție, contract colectiv de muncă, legea sindicatelor, legea 67 pe 2006, care spune ce se întâmplă cu drepturile salariaților în aceste cazuri. Iată ce spune legea sindicatelor, articolul 151, contractul colectiv de muncă încetează la data dizolvării sau lichidării judiciare a unității. Da? Deci din 1 august 2013, Societatea Națională Huile S.A. Petroșani nu mai există. Ea este dizolvată și este chiar și radiată de pe fața pământului, ca să spunem așa. Dar dânsii spun după un an aproape, da, că ei mai au contractul colectiv de muncă. Oare le-o fi fost greu să citească și ei legea? Sigur, acum e mult de discutat pe marginea acestei adrese. Cine a semnat-o, prin câte mâini a trecut, e o chestiune care poate fi imputabilă unei singure persoane care a lucrat sub presiune sau, mai exact, sper doar sub presiunea timpului. Știu, mai ales pentru faptul că am experiența celor 5 ani în administrația publică, știu faptul că astfel de lucruri se pot întâmpla, dar atât timp cât nu există niciun fel de prejudicii reale, nu cred că sunt probleme atât de grave încât să nu se poată rezolva. E trist că s-a ajuns astăzi la astfel de manifestări datorită unor neînțelegeri între, așa cum spuneam, între părțile implicate. Mai era o soluție pe care o văd. Astăzi, cei care au semnat până la acest act adițional, care, repede, din cauza faptului că nu îndeplinește condiții legale, nu poate fi înregistrat, ar trebui să vină Bărbătește să spună oamenilor adevărul și apoi să ceară un răgaz, cred eu, de câteva zile, dar, repet, nu suntem încă într-o criză extraordinară de timp. Trebuia să ceară un răgaz de câteva zile oamenilor și să începem discuții și să vedem cum putem până la urmă să rezolvăm această problemă. Mai e și la noi o chestie care este totuși puțin bizară. Chiar dacă avem sediul complex energetic Hunedoara în Petroșani, după cum bine știți, aici nu funcționează directoratul decât în anumite zile. Da? Deci ar fi fost barem suficient să se aștepte barem până mâine, când venea directorul general la Cimvale și s-ar fi discutat probabil la masă cu dânsul să vedem încotro trebuie să mergem. Gânduri politice viitoare? Personal, pentru perioada următoare nu am niciun fel de intenții. Ne așteaptă pe noi cei de la PDL, ca de altfel pe toți actorii politici din România, două alegeri foarte importante, europarlamentare în mai și prezidențiale în noiembrie. Mi-aș dori ca la Petroșani PDL să scoată un rezultat bun, să nu coboare sub media partidului la nivel național. Iar în ceea ce privește alegerile prezidențiale, sper ca un candidat comun al dreptei să câștige aceste alegeri. Va fi un an al revenirii Partidului Democrat Liberal? Eu sunt convins că da, deja constatăm din cercetările sociologice pe care le facem
atât la nivelul județului Hunedoara, cât și la nivel național, că partidul este pe un trend ascendent. Până la urmă, era firesc să se întâmple așa. Se pare că scandalurile politice din ultima perioadă au contribuit la scăderea partidelor aflate în arcul guvernamental și la creșterea celor din opoziție. Bun, dar și metoda asta de a pleca de la Partidul Democrat a unor oameni destul de cunoscuți, da? Elena Udrea, ca să spunem, din singurul nume care îmi vine acum în minte, dar mă rog, să ne referim doar la ea, oare a făcut bine Partidului Democrat Liberal? Sunt sigur că odată cu plecarea Elenei Udrea, partidul a pierdut o parte din electorat, însă eu cred că undeva după alegerile europarlamentare ne vom regăsi împreună cu foștii noștri colegi de la PMP într-o variantă împreună pentru a face față cu succes alegerilor care vor urma. Dar, într-adevăr, toate plecările acestor oameni valoroși până la urmă ne-au afectat din punct de vedere electoral, pentru că odată cu ei a plecat și o parte mai mică sau mai mare a electoratului. Vom vedea dimensiunile acestui prejudiciu, să-i spunem, la următoarele alegeri. Substratul plecării care ar putea fi... Să se încerce... Bun, Elena Udrea deja la al treilea partid, dacă e să luăm, da? PNL, PDL și Partidul Mișcarea Populară, da? Dar care ar fi substratul plecărilor? Nu. Partidul Democrat Liberal, trebuie să spunem, în câteva secunde, a îmbogățit câțiva oameni, clar. Deci au avut o perioadă bună la guvernare, n-am putea să spunem că au fost săraci. E greu de spus... Partidul Democrat Liberal, de fapt, chiar n-a prea fost, a fost o perioadă de 2 ani jumate, 3 la guvernare fără a avea parteneri, iar substratul acestor politici, acestor plecări, este evident acela de a face echipă cu președintele Traian Băsescu în cadrul acestei noi formațiuni pe care dumnealui o susține. O zi bună tuturor, ne revedem mâine când vom discuta multe și altele, cât mai multe despre minerit și sindicalism în Valea Jiului.